Familia Rabei deține o stână în satul Cornești. Duminică, oile se aflau la păscut pe un imaș de lângă localitate. La amiază, fiul familiei s-a dus să le vadă, dar abia să descopere un tablou de groază. Mai multe oi, însângerate, zăceau pe câmp. Tânărul a înțeles atunci că au fost atacate de lupi, așa că și-a anunțat părinții. M-am suit cu băiatul în căruță și ne-am pornit spre locul unde am fost anunțat că era oaie moartă. Mergând pe drum, chiar în mijlocul drumului, am văzut o oaie moartă. Undeva la 50 de metri era următoarea oaie moartă, unde erau asupra ei 3 lupi. 2 erau mai mici, unul era foarte mare, erau cu boturile pline de sânge și noi de frică am început să strigăm, băiatul răcnea. Oricum e băiat 18 ani, dar oricum frica e frică, lupul e lup. Și s-a speriat foarte tare, calul a început să sară în două picioare, că îmi părea că a să se întâmple ceva cu noi din căruță. Eu strigam, calul nu asculta nici la o comandă, nici să stea, nici să îndrepte spre drum. Sărea era speriat că undeva la vreo 3-4 metri stătea lupii în oaie. Fața calului. În fața calului. Și din strigătele noastre, doi lupi au fugit în niște tufari, dintre care unul a rămas și mânca acolo. Noi ne-am întors cu greu, am întors băiatul calul și a spus că haidem înapoi, că eu mă tem. Dar, pentru că voiau să vadă ce s-a întâmplat cu animalele, cei doi soți s-au întors spre locul atacului. Au reușit să fotografieze un lup ca să aibă dovadă că anume această specie de animale au sfârtecat oile. Femeia a pornit spre sat, pe când soțul ei a rămas să caute restul oilor. Mergând aproape de marginea satului, am dat să mă uit, mai vine vreo oaie sau ceva în urmă, că m-am uitat, în urma mea vinea lupul. Vine la ovale, mergând alene, nu fugea spre mine, dar mergând așa, eu când l-am văzut, am început a striga, nu știam câtă putere am avut să strig, să-mi poate să mă audă cineva. Nu m-a auzit nimeni atunci, dar strigam câtă putere aveam să strig, când mi-era foarte frică, vreau să fug, mă gândeam că să nu se iei după mine. Și am mai întors odată capul, zic, să văd, să apropie sau și ce poate să fie. Când m-am uitat, el de acum s-a întors în direcția spre deal și se ducea în tufar, că eu strigam, eram speriată și strigând așa, el s-a întors și se dușe. La sugestia pădurarului au anunțat despre acest caz serviciul 112. La fața locului, în scurt timp, și-au făcut apariția polițiștii care au documentat situația. În total, lupii au omorât 14 oi, iar alte două nu au mai fost găsite. Acesta este al doilea atac prin care le-a fost dat să treacă familii. În octombrie 2022, alte 11 oi au fost sfârtecate, doar că atunci lupii au intrat în ocol. Pentru prima oară când au fost, noi ne-am gândit, Doamne, de nor mai veni. Așa și-am spus, de nor mai veni. Am îngrădit gard acolo, Iana, am făcut acolo gard. Totul ne-am... cum? Nopțile nu prea le dormim. Da, lumină, tătă noaptea, adică după primul raz punem lumină, punem radio, cântă, tătă noaptea. Da, dacă e lup, e lup, nu avem ce face. El vrea, vine, vrea, nu vine. Cum? Noi înțelegem că și ei sunt flămânzi. Să veniți să spus, dă-mi o oaie, dădem și două numai să nu-mi făcut așa... Ca să întrețină această mică afacere prin care să câștige o bucată de pâine acasă, soții s-au împovărat luând credite. Am vrut să facem și noi să putem să trăim aici în Moldova, acasă, lângă copii, să fim, să poate cumva să ieșim, să... În situații. Da, e greu. Să plecăm peste hotare. Din păcate, a doua oară, pierdere foarte mare, nu știm ce să facem. Am luat credite să... putem să ne muleacă, să cred că o să dăm mâinile în jos și asta va fi. Familia susține că fiecare oaie pierdute valorează circa 3.000 de lei și speră că autoritățile le vor oferi despăgubiri. După primul atac, nu au primit nimic. Eu nu cer bani, că zic, eu am zis că dai bani. Nu! Oi, câte albi? 10 mâncate, 10 albi și 5 negri. Iată, sau fără să negri. Le aduce în loc, eu nu vreau bani. Eu bani nu vreau. Eu vreau oi. Noi ne gândim așa, ne gândim, zic, de-am de n-ar mai veni, dar ei nu se știe mâine ce poate fi sau... La noapte. La noapte. Noi noaptea asta n-am dormit. Trebuie să dorm aici între dânsle. Să-l împuști, vin deodată, tot poliția și tot ecologia mă amendează pe mine, că am pușcat lupul. Dar el când e format din 16 oi? Eu pe cine să mă duc să amendez? Pe cine eu să mă duc să... Pe cine să dau în judecată, să-mi dă ei prejudiciul meu să ne-l dă înapoi? Acum nimeni nu poate garanta că lupii nu vor mai da târcoale stânii, așa că vor continua să stea cu frica în sân.
Lasă de voi la vânător să-i împuști, să-i... Dar ei nu dau voi, te amendează, că și e, că și e. Dar omul rămâne săracul... Mă, și eu credit și care rămân cu și amul. Măi, vine odată lupul, eu nu mai am nică, dar e zădător la bancă, nu? Ce să dau eu în loc? Mă luați că am să vând o leacă, de ce e o leacă, ce e, și am să dau datorie. Dar așa cum să o dai? Măi, vine lupul odată, nu mai poți da nică. Dar și așa, dacă mai vine, nici n-are și ruloadea, gata. Noi vara nu știm ca să stăm undeva să ne odihnim sau să ne ducem ca toată lumea să se odihne. Noi toată vara furșile în mână și hădem că hectare de fân, hectare să ducem să... Vine lupul iarna și te face cu chelea rămâi. Și, în timp ce noi discutam cu familia Rabei, în biroul primarului se desfășura o ședință în legătură cu acest caz. După ce ședința a luat sfârșit, primarul ne-a declarat că familia care a avut de suferit va primi un ajutor financiar, dar deocamdată nu a fost estimată valoarea pagubei. Să evoluăm paguba și a doilea măsură ca să întreprindem un mic ajutor pentru cetățeanul dat. Să-l ajutați? Da, da. Să contribuim cât de cât din fondul de rezervă cu un mic ajutor. Cât acolo să decidă Consiliul. Da, și pentru el e greu, că imaginez. Păi, primul caz a fost sfârșiate 11, acum, da, în 2022, la sfârșitul lunii octombrie, dar au fost sfârșiate în proprietate, în casă, din ocolul lui, din lângă. Dar acum, ieșind pe imaș alături cu casa, că în apropierea satului s-a întâmplat cazul, da. Și... astăzi noi avem 16 oi sfâșiate de ceata asta de lupi. Specialiștii au confirmat primarului că atacul a fost comis de lupi. Lupii sunt o specie rară care nu se prea întâlnește în Republica Moldova, dar nu avem dreptul de a... nici nu știu cum să... De a ucide, da. Asta cine? Sunt Molțiva sau inspectoratul pentru protecție? Nu, din partea Molțiva. Uh-huh. Și totodată la agenția Ploaie Foagului, specialistul ne-a dat o informație, fiindcă lupii sunt veniți din partea Ucrainei sau din partea României, ei treacă pe teritoriul Republicii Moldova. Adică ei nu sunt stabiliți cu traiul la noi în Moldova. Pot fi prevenite cumva noi atacuri? L-am întrebat pe primar. Nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Prevenire, previi și nici nu știi din care parte nu poți să te atași iarăși. Suntem în satul Măgurele, raionul Ungheni, acolo unde acum 2 ani lupii au atacat și ucis 40 de oi la această stână. După cum vedem în jurul meu, proprietarii au renunțat la a mai crește oi, tocmai pentru că pericolul reprezentat de lupi devenea din ce în ce mai mare. Autoritățile ne spun că lupii reprezintă o specie migratoare, care nu rămâne mult timp pe loc, dar după cum vedem în ultimii cel puțin 4 ani de zile, lupii și-au făcut un obicei din a patrula zonele Ungheniului. Cei care au fost martori la astfel de atacuri descriu scenele înfiorătoare în cele mai mici detalii. Cineva a rămas fără un mânz, cineva fără o capră, altcineva fără turme mari de oi. Iapa era punită acolo în grădină și când m-am zis dimineața să duc iapa pșes, mânzul era jos, în crescătoare. Mi-a spus, m-am dus fermat gâtul. Asta când ați fost dimineața? Da, dimineața eu am dat. Da, asta au fost anțărți, nu an vară. Și când s-a întâmplat, noapte? Da, noapte. Trec cu garul pe care era bord, la vecin. Atacurile tot mai dese ale lupilor îi sperie pe unii săteni. Eu sunt măxar, am sat la fată, trebuie să mă aduc ei acasă, e cu nepotul. Că mă tind să merg singură. Înainte habar n-avem. A ieșit, m-am dus și la 2-3 de noapte vinem acasă din sat și nu mă temem de nimic. Dar mă ies în fața acasă și mă gândesc, bă, n-ați ce e? Ori vreun câine rău, ori vreun lup.
E acum, pas, nu? E că la Cornești s-au auzit. La Cornești, da, păi noi de acolo venim. Ieri a fost. Am citit și eu și am văzut că, Doamne ferește, ce se face. Și cu dânșă trebuie de oprit, ori trebuie de făcut ceva. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea? Ce ar trebui să facă autoritățile să oprească? Ori să-i grămădească, sau să-i împuște, sau să-i, eu știu dacă le dă voie, dar dacă nu le dă voie, și să mănânce lumea de-a mâine. Dacă nu or să găsească oi, vaci, cai, or să mănânce lumea. Alții, din potrivă, se declară neînfricați. Da, suntem îngrijorați de situația dată, că avem copii și știți cum e. Păi la copii mă gândesc, hai că au atacat acum niște oi. Dar în sat de grabă lupii, chiar e o situație foarte... Dar la dumneavoastră aici a mai fost. Anul trecut, mai fost, dar nu crede nimeni că sunt lupi la Cornești. E că acum o să vadă că sunt într-adevăr și poate lua măsuri necesare. Dar ce ar trebui să facă? Cum vedeți dumneavoastră? Ce ar trebui să facă? Autoritățile ar trebui să iei măsuri, să vadă. E teme, e pericol. Pe eu nu mă tem deloc. Dar mergeți, eu știu, eu nu vă duceți la deal? Nu vă duceți la deal? Nu mă duc nici vrei, eu vreau mă... Da, dar uite cum trec copii prin sat. Da, copii, adică... am și eu copii. Și nu-i periculos? Cum vedeți așa? De cum? Nu știu, eu n-am văzut lupi. Opse. Dar înainte aici la dumneavoastră s-auzeau de lupi? Nu era nu, nu, nu. Acum, de câțiva ani a început toată... De asta e, mai tem că un fel de... Nu, acum i-au filmat, i-au văzut, adică sunt lupi. De-i mult. Și eu am văzut, adică atunci eram acasă. Dar ai văzut lupii sau ai văzut doar? Da, l-am văzut mai la deal de azi, este... Deci ai văzut lupul? Da. Și nu vă e frică să te gândești că oricând poți să te trezești cu lupul în... Nu, sau acasă, acasă. Păi oricum, nu stai, dar uite acum e singur acasă. Da. Poate oricând să vină să te... Păi... Nu ți-e teamă așa? Nu. Dar îi mai auziți acum? Mai urlă noaptea, s-aud? S-aud, apucum. Pe urmă, mânză aici. Chiar aici e mazina satul. Tot lupii. L-au format. Și nu vă temeți să vă treziți cu lupul în curte, Doamne ferește? Și ce să-i fac?